Bun găsit! Istoria Craiovei de foarte multe ori este mutilată cu excavatorul, este ștearsă cu buldozerul. Așa se a întâmplat și în cazul pe care vi-l prezint. În 2004, în locul pe care mă aflu, se ridica monumentul închinat memorii foștilor deținuți politici și a celor uciși în pușcăriile comuniste. Un monument ridicat prin contribuția foștilor deținuți politici, prin plata cotizației, un monument care la acea vreme era singurul din Craiova. Acum nu mai există niciun monument pentru că nu a rezistat nici 10 ani când a început să fie construită această parcare subterană sau această grădină suspendată pentru că a ieșit altceva. În 2014 a fost demolat. Autoritățile au promis la acea dată că și aleea personalităților pe care v-am prezentat-o, dar și acel monument vor fi relocate într-o altă zonă sau chiar pe zona în care se află parcarea subterană. Nu mai este posibil acest lucru, ni s-a spus din motive tehnice, dar n-am aflat încă ce s-a întâmplat cu acel monument. Vom face împreună cu foștii deținuți politici un memoriu, vom iniția o petiție publică pentru ca acel monument să fie reconstruit de această dată pe banii lor, pe banii publici, ar trebui chiar din banii lor personal, pentru că încă o dată și-au bătut joc de memoria colectivă și nu au respectat un angajament asumat public. Vom încerca să identificăm un loc potrivit, indicat de către conducerea AFDPR Dolj, acolo unde foștii deținuți politici doresc să ridice acest monument, iar împreună cu autoritățile sper că îl vom reface, că îl vom reconstrui, pentru că au fost aproape 2 milioane de victime, oameni care au fost uciși, torturați sau deținuți în închisorile comuniste. Istoria nu ne va ierta dacă noi, cei din prezent, nu vom lăsa mărturii celor care vor urma după noi. Altfel, suntem condamnați să repetăm acea istorie sinistră.